Coșmarul marinarilor români aflați de 6 luni la bordul unei nave arestate în Egipt pare să nu aibă sfârșit. Din cauza situației politice și militare dezastruoase din țara faraonilor, societățile internaționale nu pot elibera documentele necesare plecării vasului din port. Ceea ce la început a fost un banal litigiu financiar s-a transformat în zile în șir de chin pentru echipaj. Familiile marinarilor români de la bord, majoritatea constanțeni, sunt disperate. Pe 23 februarie, nava Olympus, sub pavilion britanic, a fost reținută de autoritățile egiptene pentru neplata unor taxe și facturi. Vaporul a fost sechestrat în zona militarizată a canalului Suez, în rada portului Aladin. Pe vas se afla un echipaj de 29 de români. Dintre aceștia, 17 mai sunt și acum la bord. Nu pot părăsi vasul pentru că ar fi arestat și și-ar pierde salariile. Nava, ca să plece din Egipt, să navige, are nevoie de acte valabile. Aceste acte valabile se eliberează de anumite societăți internaționale. Acele societăți nu au acces în Egipt pentru că este situația care este la ora asta în Egipt, acel haos și nu există siguranță în deplasare. Și atunci toată lumea așteaptă până când situația se va calma acolo. Fiecare zi este un calvar pentru echipajul de marinari. Românii nu pot coborî de pe vas pentru că părăsirea navei înseamnă abandonul embarcațiunii și constituie o infracțiune. În plus, firma de recrutare Standard Shipping din Constanța nu le-a dat banii, așa că nu au nicio ieșire din infern. Nu duc bine, azi mi-au spus că nu duc rău. Au șobolani, nu mai au combustibil, mâncare. Eu tot am încercat să-i spună să vină acasă, dar nu poate. Că nu-i dă voie, nu-i dă drumul. Nu-i dă drumul sau nu au banii pentru luat? N-au nici bani. Bani nu i-au băgat în cont, nu are, avem și un copil. Situația este foarte gravă, sunt cu toate la limită, căldură foarte mare, nu au alimente suficiente. De exemplu, acum 2 zile mi-a trimis un mesaj, erau pe întuneric, n-aveau lumină, deci... Situația este foarte critică acolo. Acum, eu cred că niciun contract marinăresc nu-i poate obliga să suporte asemenea traume și neplătiți și, adică, nu mi se pare normal. Iar statul ar trebui să intervină. Cu toate acestea, românii fac coadă ca să urce pe Olympus. Conducerea companiei de recrutare Standard Shipping din Constanța a refuzat să explice cum s-a ajuns în această situație și de ce angajează în continuare marinari pentru această navă. Din păcate, alții sunt gata să plece în locul lor și au fost repatriați alții au fost ambarcați, tot români, și situația a devenit absolut aceeași ca înainte. Nu știu, probabil că disperarea lor, probabil că imposibilitatea de a-și găsi un loc de muncă și cu speranța că vor fi lucrurile mai bune și nu vor fi tot așa de rele cum au fost la marinari lor. De regulă, aceste gândiri sunt destul de irresponsabile, le-a spune, și nu au niciun sos de izbândă, pentru că ceea ce s-a întâmplat înainte se întâmplă obligatoriu în continuare cu alți navigatori. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au precizat că pe Olympus se duc periodic alimente, iar starea de sănătate a românilor de pe vas este verificată de medici. Nava Olympus se află sub pavilion britanic, cu proprietar norvegian și 2 armatori, unul grec și unul turc. Comandantul navei a înaintat o cerere de repatriere a marinarilor. Lista a fost transmisă spre informare la președinția României, la guvernul României, la conducerea MEAE, la Autoritatea Navală Română și la Ambasada României la Cairo. Cererea este adresată practic firmelor care gestionează situația navei Olympus, singurele care pot soluționa statutul legal al echipajului în vederea repatrierii.